În acest video am să vă prezint toate detaliile despre mașina de spălat rufe modelul WG675. Vom vorbi despre detaliile tehnice, funcționalitate, programe, sisteme de dozare a detergentului, design, nu în ultimul rând despre sistemele de întreținere și curățare. La sfârșit am să vă spun și eu părerea mea personală despre acest model și să vedem dacă într-adevăr este un produs care se pretează pentru familiile numeroase. Eu sunt Ildico și bine v-am găsit la Cuiba! Mașina de spălat rufe are o dimensiune de 60 de cm lățime, 85 de cm înălțime și profunzime 64,3 cm cu tot cu ușă. Asta e foarte important pentru cei care doresc să includă mașina într-o nișă sau într-un spațiu prevăzut. Pe lângă asta, putem să discutăm puțin despre ce înseamnă construcția acestei mașini de spălat rufe. Avem acest tambur care este complet de inox. Este un tambur cu structură tip fagure de miere de albină, un patent Miele. Această structură tip fagure are un rol foarte bine definit. Practic se creează o peliculă de apă care se distribuie uniform pe suprafața acestei structuri tip fagure și ne protejează țesăturile, astfel încât hainele noastre o să aibă o durată de viață de 4 ori mai mare decât rufele care sunt spălate într-un tambur clasic. Fiind atât de robustă mașina, cântărește aproximativ 98 de kg, asta datorită faptului că sunt componente specifice Miele, componente de înaltă calitate, din care această mașină este asamblată. Avem pe lângă acest tambur cuva exterioară a mașinii, contra greutatea de fontă, care face ca mașinile noastre să fie foarte stabile, dar și foarte grele. Va trebui să ne chinuim puțin la livrare, dar ne ocupăm noi de acest aspect. Avem și cele trei amortizoare pe interior. Practic, mașina noastră o să fie super silențioasă, nu o să o auzim. Aceste amortizoare amortizând vibrațiile în momentul în care mașina noastră centrifugează. Avem și patru arcuri de susținere a cuvei. Există și un sistem de care transformă detergentul în spumă. Este acest compartiment în care intră detergentul și se transformă în spumă, iar spuma intră direct în tambur. Mașina noastră de spălat rufe are un panou de comandă foarte ușor de utilizat. Deși inscripția programelor pe panoul de comandă este în limba germană sau engleză, la modelele mai noi, avem un buton rotativ cu ajutorul căruia putem să selectăm programul dorit, iar pe o linie, pe acest display, o să apară programul în limba română sau în limba pe care o setăm din setări. Și bineînțeles, avem și iluminarea tamburului, asta în cazul în care dorim să vedem dacă avem găuri în șosete. În funcție de fiecare program selectat, o să ne apară pe afișaj programul dorit, iar fiecare program în parte ne oferă posibilitatea, cu ajutorul acestui mic display, să selectăm extra opțiuni ale programului. Este destul de ușor de utilizat, fiind și butoanele intuitive, ne oferă posibilitatea să ne descurcăm și să adaptăm programele după bunul plac. Mașina de spălat are posibilitatea de a fi controlată și din telefonul mobil, de la distanță. Trebuie doar să avem aplicația instalată pe telefonul nostru, Miele Home, să conectăm mașina și putem să verificăm foarte multe opțiuni, în ce status este mașina noastră de spălat, ciclul de spălare, dacă mai avem detergent sau nu, deci ne poate simplifica foarte mult viața. Reușiți tot timpul să dozați mai mult detergent sau mai mult balsam? Cred că este alegerea optimă o mașină de spălat rufe ca și acest model, pentru că avem sistemul de dozare a detergentului în mod automat.
În compartimentul acesta există două cartușe. Cei de la Miele au gândit acest sistem de dozare a detergentului tocmai ca să nu ne mai pună pe noi în dificultate, să dozăm detergent mai mult, mai puțin, niciodată nu știm cât și cum să punem. Prin urmare, soluția optimă este dozarea Twin Dose. Ce se întâmplă aici? Totul este perfect calculat în funcție de parametrii pe care îi setăm la funcția de spălare, tipul de rufe albe, colorate, ușor, mediu, foarte murdare. Avem posibilitatea să selectăm gradul de murdărie. Mașina va ști să-și dozeze cantitatea optimă de detergent și potențiator. Asta înseamnă, de fapt, Twin Dose. Este o mixtură între detergent și potențiator ca să avem rezultate optime în spălare. Mulți dintre cei care utilizează această mașină sunt surprinși de cât de mult ține detergentul și de rezultatele detergentului. Miele nu ne condiționează să folosim doar detergenții Twin Dose. Putem să utilizăm mașina și cu alt tip de detergent. Acest detergent se poate doza în sertarul superior, cel standard pentru dozarea detergentului. Aici putem să folosim detergent lichid, pudră, balsam, putem să folosim cu orice tip de detergent din comerț sau alternativele de detergenți de la Miele. De asemenea, avem și opțiunea de cap dosing de la Miele. Este o opțiune standard pe toate modelele de mașini de spălat rufe de la Miele. Există un compartiment unde putem să dozăm o capsulă. Aceste capsule au fost gândite pentru anumite tipuri de țesături speciale care nu pot fi întreținute cu detergentul Twin Dose și nici detergenți universali. Vorbim aici despre hainele outdoor, despre mătase, lână, articole cu puf și pene, articole speciale, echipamente de sport, pe care le putem întreține cu aceste capsule care sunt gândite pentru o singură spălare. Capsula se așează în compartimentul special creat de către cei de la Miele în sertarul de dozare a detergentului, îl perforăm, optăm pentru programul dorit și selectăm de pe panoul de comandă cap dosing și confirmăm cu OK. Programele pe care le regăsim pe mașina aceasta de spălat sunt programele uzuale pe care le regăsim de regulă pe mașinile de spălat rufe, dar avem și programe speciale și avem și opțiuni extra care să ne ajute pentru a avea rezultate mult mai bune în spălare. Mașina de spălat rufe are toate programele de bază și nu numai, avem și câteva programe opționale și sisteme de spălare care să ne ajute să obținem rezultate mult mai bune. În primul rând sunt programele uzuale, de exemplu programul de bumbac. Din fiecare program în parte putem să optăm pentru anumite opțiuni suplimentare. Am să exemplific puțin cu partea de bumbac. Bumbac 9 kg, e o mașină foarte încăpătoare. Am posibilitatea să modific temperatura, fiind pe ciclu de bumbac, îmi oferă posibilitatea să optez chiar și pentru 90 de grade. Centrifugare, putere maximă de centrifugare 1400 de rotații pe minut, cu posibilitate de a reduce centrifugarea. Am și opțiunea de scurtare a programului, prin opțiunea de buton de scurtare, posibilitate de adăugare a apei și posibilitate de prelungire a programului cu sistemul de precălcare. Sistemul de precălcare ne ajută în momentul în care avem rufe de bumbac sau cămăși pe care dorim să le putem călca mult mai ușor. După finalizarea ciclului de centrifugare, tamburul se încinge și poartă rufele pe o pernă de aburi, astfel încât rufele vor fi mult mai netede. Pentru fiecare program în parte avem opțiunea de setări opționale, inclusiv de setarea tipului de țesături pe partea de autodozare a detergentului. În momentul în care setăm programul, avem toate aceste opțiuni, inclusiv
selectarea rufelor dacă sunt de culoare albă sau închisă și gradul de murdărie. Ușor, normal sau foarte murdar. Pe anumite programe, lână, de exemplu, nu avem posibilitatea de selecție a sistemului de autodozare a detergentului, tocmai pentru că acest detergent este mult prea invaziv. Pentru asta vom folosi cap dosing-ul, detergentul special, sau putem să folosim anumit tip de detergent, lichid sau pudră universal. Avem și opțiunea de mătase. E foarte comod să punem orice articol de mătase fără să avem emoții că se va distruge acea piesă vestimentară. Avem și opțiunea de cămăși. De cele mai multe ori aici putem să folosim într-un mod mai intensiv sistemul de precălcare. Desigur că există și opțiuni speciale. Foarte multă lume își dorește și un program scurt de spălare. Programul scurt pe acest model de aparat durează 20 de minute și este singurul program pe care pot să îl extind să funcționeze 30 de minute, eliminând butonul curt. Avem și un ciclu special pentru haine închise la culoare și blugi, un program eco care funcționează cu o temperatură între 40 și 60 de grade, un program special de impermeabilizare pentru articolele impermeabile și, desigur, și multe alte programe, cum ar fi programul outdoor pentru echipamente de schi, program special pentru îmbrăcăminte sport, program automatic plus pentru încărcări mixte. Avem și opțiunea de clătire, apretare, evacuare, centrifugare și mai departe alte opțiuni ale mașinii care țin de partea de întreținere. Avem partea de întreținere a aparatului care se face foarte ușor fiind o mașină care are un program dedicat pentru acest lucru. Trebuie doar să setăm opțiunea de alte programe și să selectăm cu ajutorul săgeții secțiunea de întreținere. Ok, avem curățarea mașinii. La un moment dat, mașina, după ce își înregistrează un anumit ciclu de spălare, mai ales pe temperaturi joase, o să solicite să-i facem o curățare. Curățarea se face cu acest program dedicat pe care îl selectăm din secțiunea întreținere. Ne indică să nu punem haine în interior, dar va trebui să folosim această soluție de curățare care se numește Intense Clean, a cărui conținut trebuie să îl vărsăm înăuntru tamburului. Tot ce trebuie să facem de aici încolo este să apăsăm pe butonul Start și programul nostru va funcționa. De asemenea, pentru întreținerea mașinii mai avem nevoie și de acest cartuș, Twin Dose Care. Este un cartuș gândit pentru întreținerea sistemului de autodozare a detergentului, Twin Dose. La fel ca și la prima opțiune, din secțiunea Alte programe, optăm pentru întreținere și de aici selectăm întreținere Twin Dose. Confirmăm cu OK, îngrijire compartiment 1, confirmăm cu OK, după care confirmăm pornirea programului, prin săgeată optăm pentru pornirea programului, confirmăm cu OK și va trebui să eliminăm cartușele Twin Dose și să punem cartușul Twin Dose Care. De asemenea, pe partea de întreținere, va trebui periodic să igienizăm filtrul. Filtrul mașinii se află aici. Trebuie să deșurubăm acest element și să punem un prosop sau o tăviță în partea din față, deoarece se va scurge apa.
Într-adevăr, mașina de spălat rufe de la Miele, modelul WEG675, este un model raport preț-calitate foarte bun. Are foarte multe facilități, este încăpătoare, prin urmare e o alegere foarte bună. În schimb, din păcate, nu este modelul meu preferat. Vă invit să ne urmăriți în videourile următoare, unde vă voi prezenta și modelul meu favorit.